Și întotdeauna o luptă între tine care vrei să faci ceva și să ieși din această cursă de șoareci, și omul care ar vrea să inoveze într-o formă sau alta și să iasă. Pentru că succesul este întotdeauna personal, dar pe de altă parte nu reușim să nu-l privim prin ochii altora.